să las tradiția să dispară. Tu? E țelul unei bihorence care la nici 20 de ani a devenit meșter popular în împistritul ouălor. Da. A învățat tehnici străvechi de la bunici, iar în aceste zile muncește multe ore în atelier pentru a transforma ouăle în adevărate bijuterii. Doar e Paștele Catolic și tradiția trebuie să meargă mai departe orice ar fi. Și are o tehnică unică în țară și se mândrește cu titlul de meșter popular. Un ou cu motive tradiționale desenate pe el se vinde cu 5 lei. Tânăra, oricum, este mulțumită. E conștientă că doar așa românii pot avea în case de sărbători ouă cu simboluri creștine. Andreea Făt are 19 ani. A crescut în preajma bunicilor care au învățat-o încă din copilărie o tehnică străveche prin care ouăle de Paște pot fi transformate în adevărate bijuterii. Într-o perioadă în care majoritatea românilor cumpără ouă vopsite sau le vopsesc pur și simplu acasă în diferite culori, Andreea lucrează cu migală multe ore pe zi pentru a pune diverse simboluri bihorene pe coaja ouălor, care vor ajunge ulterior în coșurile oamenilor. Pentru a reuși acest lucru, are nevoie de câteva elemente speciale. Inițial vom avea nevoie de ceară de albine, care o găsim în comerț, la comercianții de miere. Și o să avem nevoie de un recipient de metal în care băgăm ceara. În care băgăm ceara să se topească, doar cu ceară caldă, topită, putem să încondem ouăle. Și ceara respectivă o încălzim ori la lumânare, ori la bec. Împăstritul ouălor se realizează în bihor cu ajutorul unui condei special numit în termeni populari bizarcă, folosit mai ales în țara Beiușului, unde gospodinele mai pregătesc încă în cele mai mici detalii ouăle de Paște. Este făcut dintr-un metal care este ca o țeavă foarte, foarte, foarte subțire, în care intră ceara topită și după aceea trebuie să o încălzim la lumânare, ca ceara să se topească și să-și poată face treaba și începem să desenăm. Întregul proces durează aproximativ 30 de minute, iar rezultatele sunt uimitoare. Iată cum Andreea a devenit la nici 20 de ani unul dintre cei mai cunoscuți meșteri populari ai Bihorului. Nu vrea să țină secretele doar pentru ea, așa că s-a dus la Oradea pentru a învăța pe localnici și turiști tainele meșteșugului. Cum ți s-a părut activitatea? Faină, mi-a plăcut foarte mult și mai vreau să mai fac. N-ai mai făcut până acum, nu? Nu m-am nas deloc, am avut grijă. Când am început să fac acest lucru, l-am făcut efectiv din plăcere și asta fac și acum, că sunt anumite câștiguri din treaba asta. Asta e partea a doua, dar nu sunt extrem de mari, mai ales că 5 lei pentru un ou pentru care ai depus foarte multă muncă nu e chiar atât de mult. Dar mai mult e pasiune. Picuratul cu ceară al ouălor simbolizează acest lucru. Desigur că și vopsirea, după aceea, în culoarea roșie, simbolizează sângele lui Iisus Hristos, care, simbol care s-a transmis în mentalitatea tradițională. Într-o era a globalizării, această tradiție ar fi păcat să se piardă. E a noastră, ne reprezintă și încă ne putem mândri cu ea. Uitați, asta e frunza de gorun, de stejar, da? După aici simbolul crucii. Pe lângă cruce, da, este și simbolul bradului. Deci, așa, mai sunt greble. Tehnica împăstritului ouălor de Paște poate fi învățată și în zilele următoare la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, sub îndrumarea altor meșteri populari specializați pe acest domeniu.